copiii din flori în familia regală. Cum s-a ajuns la pretențiile lui Paul al României de astăzi? Copiii din flori în familia regală. Singurul bastard demn de acest nume din singura familie regală a României, demnă de acest nume, este cel al prințului Carol, viitor rege Carol al II-lea și al frumoasei Zizi Lambrino, care i-a sucit capul prințișorului când acesta avea doar 25 de ani. Descendentul acestora este actualul Paul Lambrino, care și-a arogat calitatea de România. Restul odraslelor sunt legitime, însă cu drept de succesiune sau nu. Povestea bastarzilor dinastiei de Hohenzollern, care a dus, peste iată aproape 100 de ani, la actualul circ cu protagoniști ca Paul de România și prințesa Lia, începe într-o noapte de sfârșit de vară început de toamnă a anului 1918, ultimul al Marelui Război, dar eroii săi nu aveau cum să știe atunci. Are ca topos fondator, în primul rând, Odessa, portul construit de ruși pe falezele pietroase ale Mării Negre, considerat inexpugnabil. Aici s-a filmat și celebra secvență a scărilor din Crucișătorul Potemkin, filmul lui Esenin, și are o eroină de la care a plecat totul. Cherchez-la femme, cum spuneau străbunii noștri franțuziți. Ioana Zizi Lambrino. Dar cine a fost cu adevărat Ioana Zizi Lambrino? Ioana Maria Valentina Lambrino, cunoscută ca Zizi Lambrino, născută la 3 octombrie 1898 la Roman, decedată la 27 martie 1953 la Neuilly, a fost prima soție a principelui Carol al II-lea al României. Descendentă a unei vechi familii aristocratice, Zizi era fiica generalului român Constantin Lambrino și a Eufrosinei Alcaz. În timpul primului război mondial, Carol al II-lea, în uniformă de ofițer rus, a părăsit la 27 august 9 septembrie 1918 unitatea militară aflată la Târgu Neamț, al cărei comandant era, și 4 zile mai târziu a plecat la Odessa împreună cu Zizi Lambrino. Acest act a însemnat încălcarea statutului casei regale, care prevedea căsătoria membrilor casei regale a României numai cu persoane din alte case regale. Regele Ferdinand a ezitat să aplice o pedeapsă fermă. A dispus însă la 9-22 septembrie ținerea lui Carol timp de 75 de zile în stare de arest la mănăstirea Horaița, județul Neamț. Printr-o sentință controversată din 8 ianuarie 1919, tribunalul Ilfov a anulat căsătoria. Relația lor a continuat însă, iar la 8 august, anul următor, li s-a născut fiul Mircea Grigore Lambrino, nelegitim fiind născut după anularea căsătoriei și nerecunoscut de Carol. Principele Carol a fost trimis de tatăl său, regele Ferdinand, într-o călătorie în jurul lumii pentru a o uita pe Zizi. În 1921, după căsătoria lui Carol cu prințesa Elena a Greciei, Zizi s-a stabilit la insistența autorităților române la Neuilly, în Franța, într-o vilă cumpărată pentru ea. A fost creditată de familia regală română cu o rentă anuală de 110.000 de franci. Câțiva ani mai târziu, după ce în septembrie 1940, Carol al II-lea a renunțat a doua oară la tron, Zizi Lambrino l-a acționat în justiție fără succes. După cel de-al doilea război mondial, odată cu abolirea monarhiei în România, fără susținerea financiară din partea casei regale, situația lui Zizi Lambrino s-a înrăutățit. S-a stins din viață la 11 martie 1953 la Neuilly, cu o săptămână înainte de moartea lui Carol al II-lea. Copiii din flori în familia regală. Bastarzi au fost, bastarzi sunt încă. Asta în ce o privește pe Zizi. Descendentul însă al bastardului Mircea Lambrino este actualul Paul Lambrino, autointitulat de România, care a ridicat pretenții la moștenirea familiei regale de România. Să vedem ce s-a întâmplat și cu acesta, bastardul propriu-zis. Mircea Grigore Carol Lambrino, autointitulat prințul Carol de România, născut la 8 august 1920 la București, decedat la 27 ianuarie 2006 la Londra, a fost primul fiu al regelui Carol al II-lea al României din relația sa cu Zizi Lambrino. Carol Lambrino a avut 3 căsnicii. Prima a fost cu Helen Nagavițin, 1944-1950, din care a rezultat un fiu, Paul Lambrino,
actualul impostor. Cea de-a doua căsătorie a avut loc cu Jane Williams, 1960-1977, cu un alt fiu, Ion Nicolas George Alexandru, născut în 1961, iar cea de-a treia cu Antonia Colville, 1984-2006, mariaj care s-a dovedit steril. Împreună cu cea de-a treia soție a sa, Antonia Colville, s-au stabilit la Parsons Green, Londra, unde au dus o viață liniștită. Și-a dedicat viața pentru a-i se recunoaște legitimitatea ca fiul al lui Carol al II-lea. În 2003, justiția i-a permis să își poarte numele de Hohenzollern. Fratele său vitreg, regele Mihai, așteaptă rezultatul unui apel privitor la acest verdict. Fiul lui Carol Lambrino, Paul Lambrino, a ridicat pretenții la moștenirea familiei regale de România. Dar de acum încotro, Casa Regală de Dâmbovița, post Nicolae. Dar ce se întâmplă cu familia regală după excluderea de la trona lui Nicolae, survenită în august anul trecut? Zic asta pentru că luptele de cocoș, tatuajele indecente și căsătoriile morganatice, recte poveștile scandaloase de alcov, au afectat serios în ultima vreme blazonul Casei Regale de Dâmbovița. Decizia Casei Regale de a-l radia din linia de succesiune, pe până mai ieri, principele Nicolae, a venit la acea vreme ca o lovitură de trăznet și a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. În ziua de 1 august 2015, maestatea sa, regele Mihai, a semnat un document prin care a retras nepotului său, Nicolae, fiul principesei Elena, titlul de principe al României și calificativul de alteță regală. De asemenea, regele a exclus pe Nicolae din linia de succesiune la coloana României. Aceste hotărâri au intrat în vigoare în aceea zi. Sună sec comunicatul transmis de biroul de presă al maestății sale. Dincolo de întrebarea dacă România mai are într-adevăr o instituție a coroanei și mai este într-adevăr cârmuită de vreo familie regală, sau totul este doar o mascaradă orchestrată atent de serviciile secrete, și spun asta ca încă un monarhist fervent de 25 de ani încoace, rămâne întrebarea ce se va întâmpla de acum înainte și cum va arăta acel viitor al unei cârmuiri sub semnul modestiei, bine cumpănită cu principii morale, respect și mereu cu gândul la ceilalți, la care se referă în comunicatul cu pricina maestatea sa. Pentru a descălci aceste complicate ițe, ne-am adresat unui specialist reputat, istoricul Dan Fălcan, colaborator al revistei Historia. Putem comenta decizia regelui, dar nu avem căderea de a o judeca, consideră de la bun început istoricul Dan Fălcan, cel puțin din două motive. 1. Nu avem informațiile pe care le-a avut regele când a luat această decizie. 2. Regele a dovedit în cei aproape 94 de ani de viață că își cumpănește temeinic hotărârile. N-avem noi cum să judecăm deciziile unui om care le-a ținut piept lui Hitler și Stalin, cei mai sângeroși dictatori ai veacului 20. Să facem totuși un scurt istoric. Liderii monarhiști români au intenționat în 1997 să-i ceară regelui Mihai desemnarea unui succesor la tron de sex bărbătesc din ramura germană a familiei, în conformitate cu ultima Constituție regală. Ajungând la un consens, liderii monarhiști au cerut în cele din urmă regelui să desemneze un succesor, nu o succesoare la tron, nominalizându-l pe principele Nicolae. Sub influența reginei Ana, regele a refuzat cererea și la sfârșitul anului 1997 a desemnat-o pe prima sa născută, principesa Margareta, succesoare în drepturi. Așadar, se pare că actuala moștenitoare a casei regale a României este principesa Margareta, iar după inevitabila încheiere a domniei și vieții fiicei sale, Margareta, custodele coroanei, pomenită și de maestatea sa în comunicat, tronul îi va reveni principesei Elena, sora acesteia și mama fostului principe Nicolae. Acesta ținând cont și că alte două surori, Sofia și Irina, au fost excluse mai demult de la succesiune, decăzute din drepturi din motive diverse. E adevărat că în ce o privește pe Sofia, excluderea a fost doar temporară, ea bucurându-se în prezent de acele drepturi de care mânia majestății sale o privase la un moment dat. Ce se întâmplase? Pe când avea 31 de ani, în 1988, cea de-a patra fată a regelui, Sofia, s-a căsătorit cu un francez, Alain Biarni, care își inventase un titlu nobiliar și un supranume, Michel de Loffenbach.
Regele Mihai nu a fost de acord cu căsătoria și a decăzut-o din drepturi. Printre altele, principesa și-a pierdut atunci dreptul de succesiune la tron și titlul de prințesă de România. Între timp însă a divorțat. Abia în 2007, regele Mihai a revenit asupra deciziei. Principesa Sofia, fiind inclusă la acea vreme, pe poziția 8-a a liniei de succesiune la tronul României. În ce privește pe cea de-a treia fiică a regelui Mihai, Irina Walker, aceasta a fost exclusă din ordinea succesiunii la tron împreună cu toți descendenții săi în octombrie 2014, după ce a fost condamnată de statul american la 3 ani de închisoare cu suspendare, deoarece organizase împreună cu soțul ei lupte ilegale de cocoși la ferma lor din Oregon. Tot atunci, regele Mihai a retras titlul de principesa României. Pare o prostie, dar nu e. În America chiar nu te joci cu legea. Principesa Irina a fost acuzată de procurorii americani că, alături de soțul ei, a organizat 10 derbiuri diferite de lupte de cocoși în perioada aprilie 2012-aprilie 2013. Toate acestea au dus la un prejudiciu pentru statul american de până la $2,000 pe zi pentru taxele pe produse alimentare, băuturi și jocuri de noroc. Cu tristețe trebuie să spunem însă că nu au fost singurele scandaluri de proporții în care a fost implicată Casa Regală a României, doar cele mai recente și cele mai vizibile. Dar până la urmă, poate acestea este soarta în prezent a marilor familii nobiliare private de rolul lor istoric. Vezi exemple și la case regale mai mari. Și principesa Maria, 51 de ani, fiica cea mai mică a regelui, a stârnit ceva controverse în 2011 la aniversarea tatălui său, după ce jurnaliștii au observat un tatuaj pe piciorul său, evident nepotrivit în asemenea situații. În 1995, ea s-a căsătorit la New York cu Casimir Mistovski, un polonez romano-catolic, în felul acesta pierzându-și și locul pe linia de succesiune la tronul britanic. Au divorțat însă în decembrie 2003. La fel, trecutul principesei Margareta, 66 de ani, ascunde un moment mai puțin cunoscut. Fiica cea mare a regelui Mihai, succesoarea la conducerea casei regale a României, a avut în tinerețe o relație cu Gordon Brown, fost prim-ministru al Marii Britanii. S-a întâmplat în timp ce ea era studentă la Universitatea din Edinburgh. A fost o poveste de iubire puternică. N-am încetat niciodată să-l iubesc, însă într-o zi nu mi s-a mai părut potrivită. Era politică, 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 iar eu aveam nevoie de grijă, declara principesa Margareta. Probabil aceeași grijă pe care i-a oferit-o mai târziu actorașul Radu Duda. Revenind la actuala excludere a lui Nicholas Mills, numele real al fostului principe în vârstă de 30 de ani, istoricul Dan Fălcan reamintește că nu este prima decizie de excludere a unui membru al familiei regale. Pe 4 ianuarie 1926 a fost exclus din familie și de la succesiunea la tronul României prințul Carol, viitor Carol al II-lea, din cauza legăturii sale cu Elena Lupescu și a renunțării sale voluntare la tron. Privind astăzi în perspectivă istorică, domnia lui Carol al II-lea, am spune că decizia din 4 ianuarie 1926 a fost una corectă. Carol al II-lea s-a dovedit un rege rău pentru România, contribuind la deteriorarea climatului politic-democratic al țării, la introducerea terorismului de stat în viața politică, în subordinea instituțiilor statului, unei camarile regale, în mijlocul căreia trona aceeași Elena Lupescu. Un alt caz mai puțin cunoscut este menționat la rândul său de Dan Fălcan. În 1937 a fost exclus din familia regală prințul Nicolae, fratele lui Carol al II-lea. Motivul aparent a fost legătura acestuia, urmată chiar de căsătoria din 1931, cu Ioana Doleti, o femeie divorțată româncă și nu de viță nobilă, lucruri care contraveneau statutului casei regale. Motivul real al excluderii pare să fi fost prea mare apropiere a prințului Nicolae de mișcarea legionară pe care o ajutase inclusiv cu bani. De ce totuși actuala casă regală se numește de România, iar denominarea Hohenzollern este nu numai greșită, dar și răuvăitoare? Vezi lăturile aruncate decenii la rând asupra maestății sale de imunda fițuică România Mare? Ne explică tot istoricul Dan Fălcan. Casa de România și-a luat acest nume după ce, în 1916, ca urmare a intrării României în primul război mondial împotriva Germaniei, dinastia noastră, regele Ferdinand,
au fost radiați din cadrul familiei de Hohenzollern. A fost o încercare grea pentru regele Ferdinand, născut și crescut în Germania, ofițer al armatei germane, dar acesta a ales interesul patriei sale de adopție în dauna țării sale de origine. Similar s-au petrecut lucrurile și cu Casa Regală a Angliei, fostă de Hanovra, și Saxa-Coburg, care în 1917 și-a luat numele, mult mai englezesc, de Windsor. Mai mult, la 10 mai 2011, pe fondul unor procese în Germania, referitoare la fostul nume de Hohenzollern, Göringen, al generelui său, Radu, dar și a temerii, conform unora, eventuale pretenții ale Hohenzollernilor germani la șefia casei regale române, regele Mihai a rupt legăturile istorice și dinastice cu casa princiară de Hohenzollern-Sigmaringen, a schimbat numele familiei sale în A României și a renunțat la titlurile conferite lui și familiei sale de către casa princiară. În ce privește controversa legată de abrogarea în 2007 de rege a legii salice stipulată în Constituția Democratică din 1923, istoricul Dan Fălcan consideră că legea salică, care era parte componentă a Constituției din 1923, este totuși un anacronism datând din Franța secolului al VI-lea din timpul lui Clovis. Pe vremea aceea era logic ca monarhii să fie doar bărbați, având în vedere războaiele permanente din epocă. Astăzi, e în spiritul vremurilor ca și femeile să aibă drept de moștenire, inclusiv la tron. De fapt, principiile legii salice au fost respectate în general în estul creștin ortodox și înapoiat, aș adăuga eu, altfel nu ar fi putut exista niciodată o Elizabeth I-a a Angliei, plus pe ipoteza dispariției definitive a tuturor războaielor este, în cel mai bun caz, utopică, din nefericire. Așadar, conform lui Dan Fălcan, linia de succesiune actuală a casei regale este următoarea. Alteța sa regală, principesa moștenitoare Margareta a României, custode al coroanei României, născută în 1949. Alteța sa regală Elena a României, a doua fiică a regelui Mihai și a reginei Ana, născută în 1950. Elisabeta Carina de România, fiica Elenei, născută în 1989. Alteța sa regală, principesa Sofia a României, a patra fiică a regelui Mihai și a reginei Ana, născută în 1957. Elisabeta Maria Biarme de Laufenberg, fiica Sofiei și a impostorului de Laufenberg, născută în 1999. Alteța sa, principesa Maria a României, a cincea fiică a regelui Mihai și a reginei Ana, născută în 1964. De aici sunt excluși cei care au fost dezmoșteniți până acum de maestatea sa. Nicolas Medford Mills, născut în 1985, Irina Walker, născută în 1953, și cei doi copii ai acesteia din prima căsătorie, Michel Kroger, născut în 1985, și Angelica Kroger, născută în 1986. Nu se pune problema altor rude colaterale din case străine, deoarece acest lucru a fost interzis de regele Mihai I prin statutul casei regale, mai consideră istoricul Dan Fălcan. Noul statut, adoptat pe 30 decembrie 2007, prevede în mod explicit că dinaști sunt doar descendenții șefului casei regale, regele Mihai, excluzând în mod expres, spre deosebire de Constituția din 1923, orice alți dinaști din alte case regale sau princiare străine, drept potențial succesori, în cazul extinției actualei case regale. Decizia de radiere a prințului Nicolae nu trebuie dramatizată. Regele s-a gândit la ceea ce poate fi mai bine pentru România în perspectiva timpului. Monarhia este o instituție atemporală, ca și papalitatea și hotărârile pe care le au monarhii responsabili stau sub specia eternității, concluzionează Dan Fălcan.